Salutare gândăcei! Pentru că ne-ați cerut să continuăm povestea cavalerilor templieri, astăzi o să vorbim din nou despre această organizație din timpuri medievale, a cărei influență și popularitate iată că se răsfrânge și în cultura modernă. Templierii și-au câștigat reputația de mari războinici apărând pelerinii și Țara Sfântă. Dar când Ierusalimul a căzut în mâinile musulmanilor în 1187, templierii s-au retras, mai întâi la Antiohia, apoi la Acre, orașul portuar Aco, unde au și avut sediul timp de un secol. Apoi, în 1291, când Acre a căzut în mâinile musulmanilor și marele maestru William de Boujou a murit în luptă, templierii supraviețuitori s-au retras în Cezarea, apoi în Cipru, unde au avut sediul la Limasol, dar sediul lor principal a fost stabilit în mănăstirea templului din Paris. Să vorbim puțin și despre situația financiară a templierilor. Astfel, membrii care s-au alăturat cavalerilor templieri au depus jurământul de sărăcie și și-au donat ordinului toți banii, obiectele de valoare, precum și toate bunurile pe care le aveau. Templierii au strâns o adevărată avere, deoarece, pe lângă aceste donații extinse, se adăugau și comorile adunate din lupte, dar și granturile masive primite de la papă. Astfel, acești cavaleri au dezvoltat un sistem bancar extins ca urmare a transportului de bani și comori între Palestina și Europa. La acest sistem a contribuit și împrumutul de bani către pelerinii spanioli care călătoreau în Țara Sfântă. Astfel, aceștia au câștigat o influență financiară enormă. Ca și indivizi, erau într-adevăr săraci, neavând averi personale, însă ca și grupare, puterea lor financiară era extrem de mare. Declinul templierilor a început ușor după jumătatea secolului al XII-lea, când lumea islamică a devenit mai unită sub conducători eficienți, cum a fost Saladin. Cavalerii templieri s-au aflat uneori în contradicție cu celelalte două ordine militare creștine, cavalerii ospitalieri și cavalerii teutoni, lucru ce nu a fost în favoarea lor. După ce aceștia au fost implicați în mai multe campanii nereușite, inclusiv în bătălia esențială de la Hattin, Ierusalimul a fost recucerit de forțele musulmane sub conducerea lui Saladin în 1187. Sfântul împărat roman Frederic al II-lea a recuperat orașul pentru creștini în a șasea cruciadă din 1229, fără ajutorul templierilor, dar victoria a durat doar puțin peste un deceniu. În 1244, dinastia Ayubidă, împreună cu mercenarii Khwarezm, au recucerit Ierusalimul, iar orașul a revenit Occidentului abia în 1917, când, în timpul primului război mondial, britanicii l-au capturat de sub Imperiul Otoman. Așa cum am spus mai înainte, templierii au fost obligați să-și mute sediul în nord, în portul maritim Acre, pe care l-au și deținut timp de un secol, însă l-au pierdut în 1291 împreună cu fortărețele continentale Tortosa, care acum este Siria, și Atlit, adică actualul Israel. Ulterior, și-au mutat sediul la Limasol, pe insula Cipru, și au încercat de asemenea să mențină o garnizoană pe mica insulă Arvad, chiar în largul coastei Tortosa. În 1300 au existat unele încercări de a se angaja în eforturi militare coordonate cu mongolii, printr-o nouă forță de invazie la Arvad. Cu toate acestea, în 1302 sau în 1303, templierii au pierdut insula și împreună cu aceasta ultimul punct de sprijin din Țara Sfântă. Pentru că regele francez Filip al IV-lea avea datorii față de Ordinul Templierilor, odată cu pierderea Pământului Sfânt, a profitat de vulnerabilitatea acestora și i-a arestat pe templieri într-o vineri 13 octombrie 1307. În 1312, ordinul a fost desființat prin decret papal. Iar în 1314, ultimul mare maestru, Jacques de Molay, a fost ars pe rug la Paris împreună cu alți trei templieri. Odată cu ordinul distrus, toți foștii membrii supraviețuitori s-au alăturat altor ordine sau mănăstiri. În ciuda arestărilor și acuzațiilor de erezie depuse împotriva ordinului, un document cunoscut sub numele de Pergamentul Chinon a fost găsit în 2001 în arhivele Vaticanului. Conform pergamentului, se pare că templierii au fost, de fapt, exonerați de Biserica Catolică în 1312, dar, în ciuda clarificării, Papa Clement a ordonat ca ordinul să fie desființat. Odată cu suprimarea templierilor, nu a mai rămas nimeni ca să le protejeze moștenirea, așa că ordinul a fost însușit de către alte organizații. Probabil că ați auzit povești cum că templierii ar fi fost strămoșii ordinului masonic din secolul XVIII. Asocierea templierilor cu francmasoneria nu s-a vrut de fapt a fi un mit, ci mai degrabă o campanie de marketing a francmasonilor din secolul XVIII pentru a apela la aristocrație. Istoricul Frank Sanello a explicat în cartea sa din 2003, denumită Cavalerii Templieri, războinicii lui Dumnezeu, bancherii diavolului, că inițial Andrew Ramsey, un francmason francez, a fost cel care a făcut prima legătură dintre francmasoni și cavalerii cruciați. Cu toate acestea, el a susținut inițial că francmasonii au fost descendenți din ordinul ospitalierilor, dar cum ospitalierii erau încă operaționali, spre deosebire de cavalerii templieri, Ramsey și-a schimbat rapid povestea, spunând că ordinul templierilor sunt de fapt strămoșii cruciați ai francmasonilor. Și dacă vă întrebați de unde vine legătura templierilor cu Sfântul Graal, ei bine, cavalerii templieri au fost mitologizați în cultura populară încă din secolul al XIII-lea, în epoca parzivală a Graalului, de către cavalerul și poetul german Wolfram von Eschenbach. În această epopee a Graalului, cavalerii templieri au fost incluși în poveste ca fiind gardieni ai Sfântului Graal, iar în zilele noastre avem ceva romane, filme și seriale ce asociază templierii cu Sfântul Graal. În legătură cu soarta averii templierilor, aceasta a fost confiscată de Filip al IV-lea, majoritatea proprietăților fiind redistribuite cavalerilor ospitalieri. Cu privire la mărturisirile templierilor cum că aceștia se închinau lui Bafomet, acestea au fost extrase sub tortură, iar conform surselor, aceste mărturii nu sunt relevante. În concluzie, templierii au fost cea mai mare organizație de creștini devotați din epoca medievală, care au îndeplinit o misiune importantă, protejarea călătorilor europeni care vizitează siturile din Țara Sfântă, în timp ce desfășurau și operațiuni militare. A fost un ordin bogat, puternic și misterios, care a fascinat istoricii, dar și publicul larg timp de secole. Și încă o face. Poveștile despre cavalerii templieri, priceperea lor financiară, priceperea lor militară, precum și munca lor în favoarea creștinismului în timpul cruciadelor, încă își face loc prin cultura modernă. Și acum întrebarea săptămânii, dragi gândăcei, care este: voi ce zvonuri sau povești ați auzit în legătură cu cavalerii templieri? Așteptăm răspunsurile voastre în comentarii. Marțea trecută v-am întrebat dacă știați de existența Ordinului Teutonilor și, dacă da, unde ați auzit de el. Iar răspunsul ales de noi este cel al lui Digital Man, care ne spune următoarele. Am auzit de cavalerii teutoni în copilărie, la orele de istorie, dar nu prea am înțeles mare lucru, în special nu am înțeles diferențele între ordinele teutonilor, templierilor și ospitalierilor. Rămăsesem cu impresia că sunt cumva același lucru sau că au fost create în același timp și cu același scop. Apoi am văzut un film polonez vechi din 1960, Cavalerii Teutoni, un film foarte bun și care redă destul de bine faptele istorice. Mulțumim, Digital Man, pentru răspunsul tău și mulțumim tuturor, dragi gândăcei, pentru susținerea pe care ne-o arătați de fiecare dată. Nu uitați să ne lăsați un like, pentru că ne ajută foarte mult, un share ca să afle și prietenii voștri despre noi și un subscribe cu clopoței dacă nu ați făcut-o încă. Iar pe Facebook ne găsiți tot cu numele de Gândăcei de Internet. Așteptăm un like și acolo. Eu sunt Ana și până data viitoare, pa, gândăcei!